În cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzău s-a discutat despre performanțele echipei de handbal în contextul bugetului alocat. Echipa de handbal, cine este responsabil pentru rezultatele slabe din ultima vreme și pentru faptul că nu se califică în nicio cupă europeană, ținând cont că am aprobat un buget foarte mare, adică un buget care este egal cu marile echipe ale Bucureștiului și altelor orașe mai mari. Cine este responsabilul de acest dezastru? Subiectul a iscat divergențe între consilierii locali. Când spuneți, domnul Roșioru, un buget foarte mare, da, este un buget foarte mare, dar depinde cu cine îl comparăm. Este al șaselea sau al șaptelea buget din prima ligă din România. Practic, cam acolo suntem și noi, dar normal nu bugetul joacă pe teren, joacă echipa. Noi responsabil vorbim de banii publici. Noi vorbim aici de București, care au echipele, 3 milioane de locuitori și sunt contribuabili. Noi nu putem să ne comparăm nici cu București, nici cu... Ne comparăm cu Bistrița, ne comparăm cu echipe care, hai, vreți să punem număr de locuitori? Da, dar Bistrița nu are bugetul alocat local la fel ca al nostru. Îl are mult mai mare ca al nostru. Și este echipa Consiliului Județean la Bistrița, nu e? Este bani publici acolo și acolo, dar na. De un județ, acolo este susținut de un județ, aici este din oraș. Sunt tot bani publici. Păi nu vorbim, noi vorbim că bugetul este mult mai mic la municipiu decât la un județ. Dacă nu știți să faceți diferența, vă explic eu după ședință. După ședință, da, da. Chiar îmi doresc. Ce înseamnă asta? Este... Răspunsul dumneavoastră este indus, e clar, nu? De rezultate, normal că răspunde echipa. Deci vă place echipa cum joacă echipa de handbal la ora actuală și de rezultate? Sunteți de acord să mai dăm, să mai suplimentăm, să mai dăm bani? Vreți? Ca orice buzoian. Că aveți de unde să dați dumneavoastră. Sunteți bogați. Da, ce pot păi să nu zic? Putem. Păi luăm din taxe și impozite să susținem o echipă care nu aduce rezultat? Și ce ar trebui să facem atunci? Să-i demitem pe cei care s-au ocupat de echipă și cei care asta era de fapt, aici trebuia să ajungem. Nu trebuie. Țineți-i acolo și dați-le bani în continuare. Primăria municipiului Buzău a alocat de-a lungul vremii sume de bani pentru principalele cluburi sportive și pentru încurajarea sportului de masă.